Pini. Bună seara! Cum e doamna acolo? Cu mască, fără mască? Cum e? Explicația dată de... Îl înțeleg. Este într-o dificultate să, și trebuie să-l apere pe domnul președinte. Să fie foarte clar, pe lângă faptul că nu se cade că atunci când alți șefi de state și de guverne au maske, există și o regulă a protocolului, în afară de, a fi, de virus, da? Respect și tu și pui masca, deci era singurul fără mască, las la o parte distanța și toate celelalte. Pe de altă parte, și dacă ceilalți din statele respective unde au masca doar recomandare, domnul președinte, știind că la noi este obligatoriu în spații închise, trebuia să dea un exemplu pentru cetățenii români și să poarte în spații închise peste tot masca. Deci, are de trei ori greșeală. Greșeală diplomatică, pentru că alături de alți șefi de state și de guverne de același rang care poartă mască, trebuia să poarte și domnia sa. În spații închise, în Bruxelles, nu este recomandare, este obligatoriu. Eu în Parlament stau, dacă trebuie să stau în sală 6 ore, 6 ore stau cu mască. Și, sigur, spuneam și cealaltă treabă despre care colegul spunea că acolo e recomandare, în țara noastră este obligatoriu în spații închise și atunci ar fi trebuit să poarte mască. Dar domnul președinte oricum face ce dorește, nu se gândește nici la reguli, nici la Constituție, nici la legi, are drumul său și, sincer, eu nu mai înțeleg acum, având ultimul mandat, de ce nu vrea să iasă în istorie, să rămână măcar cu ultimul mandat care Dumneavoastră sunteți pretențioasă, doamna Grapien. Vreți să rămână în istorie cu mască? Nu cu mască, domnul Dumitrescu, ci cu respectarea Constituției și a regulilor care da, sunt... Da, asta e o pretenție pe care vi s-o arăt de la toată lumea cu respectarea Constituției, nu doar de la președintele României. Vă voi da în partea a doua. Asta e o pretenție pe care vi s-o arăt de la toată lumea cu respectarea Constituției.